Din păcate a sosit și momentul ăsta. Sincer, nu credeam că o să se mai întâmple chestia asta vreodată. Nu credeam că o să mai trăim vreodată ce am trăit exact acum un an. Dar se pare că lucrurile se repetă. Așa că mai bine să ne adunăm. Secvența dinainte o să fie singurul moment în care am să mă plâng față de situația asta, pentru că din câte știi și din câte ți-am zis și în story-uri pe Instagram și pe toate platformele de socializare, neapărat, de fiecare dată când ai o problemă, trebuie să cauți soluții. În niciun caz, acum că s-au închis din nou sălile, să stai pur și simplu în casă, să nu faci nimic, acum este să nu fii atent la ce mănânci, moment, să nu te antrenezi, să crești masă musculară, să faci multe alte lucruri sau să-ți atingi alte obiective legate de corpul tău, luând în vedere că s-au închis sălile, dar ai putea să-ți pui un obiectiv foarte mare în perioada asta, acela ar fi să-ți construiești disciplina. Îți garantez că dacă reușești în această perioadă în care nu mai ai motivația aceea de a te duce la sală, nu mai ai aceeași motivație să mănânci la fel de atent, pentru că oricum nu prea mai ai un scop chiar atât de mare. Pentru că, să fim sinceri, cine stă și este atât de motivat când e vorba de menținere? Dar gândește-te că dacă o să reușești să fii atent la alimentație, să te antrenezi chiar și de acasă, gândește cât de ușor o să-ți fie când se deschizi sălile, cât de ușor o să-ți fie să mănânci când știi că trebuie să crești masă musculară, sau cât de ușor o să-ți fie să te antrenezi când știi că ai accesul la o sală cu atât de multe aparate. Și pentru că așa fac de fiecare dată, am gândit să îți vin în ajutor și de data asta. Am să-ți arăt exact planul meu. Tot ce o să fac în timpul acestei carantine, mai exact, nu este chiar carantină, dar, sincer, odată ce mi s-a luat dreptul să mă antrenez la sală, mă simt foarte restrâns de parcă aș fi în carantină. Dar o să vezi mai exact ce mănânc, că cum i-am schimbat lucrurile, luând în vedere că am trecut de pe creștere în masă musculară, iar acum scopul meu este să mențin cât mai multă masă musculară. O să vezi cum o să arate alimentația mea, cum o să-mi împart macronutrienții, cum o să arate antrenamentul meu, pe ce o să mă focusez cel mai mult. O să vezi și ce suplimente continui să iau în această perioadă și al ultimul lucru o să vezi și rutina mea, cam ce o să fac în fiecare zi. Acum să mă dau un pic mai la o parte, pentru că undeva pe aici cu siguranță o să fie foarte mult scris. Imaginează-ți ca și cum ar fi o tablă, ești la școală și o să vezi toate informațiile. Cele mai importante o să apară exact aici. Deci primul aspect pe care vreau să-l ating este alimentația. Legat de alimentație, acum o să stau pe calorii de menținere. Mai exact, îmi doresc pe cât pot de mult să mențin cât mai mult masa musculară pe care o am. Din câte ai observat, am și procentul de grăsime un pic mai ridicat decât l-am avut de obicei, iar faptul ăsta probabil mi-ar fi putut da în gând, Alex, ar fi mai bine să mergi pe slăbire. Dar în niciun caz, dacă cumva ai masă musculară pe care ai construit-o și nu ai apucat să intri pe acea definire de vară, nu ți-aș recomanda niciun caz să faci chestia asta. Pentru că odată ce nu ai acces la sală, nu poți să stimulezi masa musculară pe cât ar trebui de bine, mai apoi intri și pe calorii de slăbire și o să vezi că o să pierzi multă masă musculară, ceea ce o să rezulte în pierdere de masă musculară pentru care ai muncit atât de multe luni până acum. Caloriile mele de mentenanță am observat că sunt undeva la 2800, știu că pare foarte mult și mie îmi pare foarte mult acest lucru, dar am observat că pe parcurs am un metabolism foarte rapid, ard foarte ușor calorii și am observat, monitorizându-mi greutatea în raport cu caloriile, că 2800 sunt caloriile la care îmi mențin greutatea. Trecem la macronutrienți, începem cu cel mai important macronutrient din punctul meu de vedere, proteina. Proteina încep să o am pe cât pot de mult, de sus undeva între 2 și 2,2 grame pe kilogram corp. Încerc pe cât pot de mult să mențin cât mai mult masa musculară pe care am construit-o. Desigur, am să mă și antrenez, dar asta o să vezi în secțiunea de antrenament. Mai apoi, grăsimile, tot la fel, ca de obicei, încerc să consum undeva la 1 gram pe kilogram corp, dar cu siguranță nu o să fiu chiar atât de atent la carbohidrați și la grăsimi, ca de obicei, mai ales că nu mai am nevoie chiar de atât de mult carbohidrați, pentru că nu mai am parte de antrenamente chiar atât de intense precum le aveam la sală. Iar carbohidrații, restul din ecuație.
Tot legat de alimentație, am să încerc pe cât pot de mult să nu consum foarte multe alimente nesănătoase. Pentru că în timp ce făceam sală, mai adăugăm și cardio, poate aveam un pic mai multe cheat meal-uri, probabil undeva la 2-3 pe săptămână. Acum o să încerc pe cât pot de mult să am 1, maxim 2. Încerc pe cât pot de mult să elimin zahărul din alimentație. Bine, nu mă judeca, cred că n-am mai băut un suc de 2-3 zile. Deci încerc să elimin zahărul din alimentație, dar prin eliminare nu înseamnă că trebuie să renunț total la zahăr asta, înseamnă doar că trebuie să moderezi și probabil în cazul în care, întotdeauna trebuie să ai un plan de rezervă, în cazul în care o să am momente în care pur și simplu o să mănânc ceva nesănătos, o să compensez cu antrenamente de tip de intensitate crescută, ori probabil chiar cardio, că se face frumos afară și aș putea să ies la alergare ușoară. Acum, partea cea mai interesantă pentru care probabil ai dat și skip, poate doar asta te interesează, deși te-a sfătuit foarte mult să fii atent și la alimentația pe care o ai, partea de antrenament. Deci, pentru antrenament am să merg pe calisthenics, o să apară aici, mi-am structurat un program pe tip push, pull, legs. Bine, legs-ul probabil cel mai des o să-l fac acasă, am și două gantere de 5 kg, 7 kg, ceva de genul. Și, sincer, nu m-aș mai duce până în cealaltă parte a orașului ca să-mi fac antrenamentul. Bine, nu contează lucrurile astea, intru deja în prea multe detalii. Bun, deci o să fac un antrenament de tip push-pull-legs. Push-pull o să-l fac, am în oraș un parc cu bări, am paralele, am bări de tracțiuni, am efectiv tot ceea ce-mi trebuie pentru antrenament cu greutatea corpului. Am să fac un volum mult mai ridicat decât la celelalte antrenamente. La push o să mă focusez foarte mult pe flotări, flotări în mâini, paralele. O să încerc să duc fiecare set până la epuizare, deci nu o să mă focusez foarte mult pe un anumit număr de repetări. Pe parcurs, în funcție de cum simt antrenamentul, ceea ce ți-aș recomanda și ție dacă te antrenezi de acasă sau cu greutatea corpului, să începi să îi oferi un stimul mai mare, fie adaugi benzi elastice ca să faci mai grele exercițiile, fie adaugi greutăți, discuri, pentru că trebuie corpul să fie supus dintr-un stimul din ce în ce mai puternic. Apoi, la partea de pull, o să merg pe tracțiuni pentru spate, tracțiuni pentru biceps, acolo sincer chiar cred că o să-mi fie un plus. Apropo, să-mi ziceți neapărat în comentarii dacă vreți să fac un vlog în care timp de o zi îți arăt ce mănânc în timpul carantinei și de asemenea la alegere să filmez un antrenament de push sau de pull explicat cu toate exercițiile, toate seturile, absolut toate explicațiile legate de... Tot legat de antrenament am să încerc pe cât pot de mult acum că am puțin mai mult timp liber. Luând în vedere că nu mai trebuie să merg până la sală să mă antrenez chiar zilnic, o să încerc pe cât pot de mult să ofer mai multă atenție abdomenului, am să-l antrenez de 3 ori pe săptămână și eu am să-i ofer un volum mult mai mare. Normal, un antrenament de-al meu de abdomen arată undeva la 9-12 seturi, 3-4 exerciții, plus la sfârșit niște exerciții pentru întărirea plăcii, mai exact plank-uri. Mai apoi încerc să mă concentrez și pe recuperare, o să fiu mult mai atent să fac stretching, am început, o să vezi și în secțiunea de rutină care o să urmeze, am să fac stretching, poate chiar zilnic 15 minute sau cel puțin jumătate de oră la 2-3 zile, mult mai des ca de obicei, pentru că recuperarea este foarte importantă. Suplimentele, deci mi-am adus toate suplimentele, sunt aici la picioarele mele, dar înainte să începem această rubrică, i-am lăsat link în jos de la link mai jos de la ultimul videoclip pe care l-am postat legat de ce suplimente folosesc eu, ce suplimente îți recomand să folosești tu și mai exact ce suplimente chiar aduc rezultate, ce suplimente chiar își merită banii. În primul rând o să încep cu izolatul proteic. Am nevoie foarte mare de el pentru că acum am caloriile mai jos, ceea ce înseamnă că o să am nevoie de proteine probabil pe la sfârșitul zilei dacă nu reușesc să-mi iau din alimentație. Desigur, în zilele în care nu reușesc să-mi iau din alimentație, înseamnă că alimentația mea nu a fost chiar atât de bună. Și, sincer, sunt destul de multe zile în care nu reușesc să-mi iau proteina de care am nevoie din alimentație. Și de aceea am nevoie de el. Are puține calorii, nu îmi încurcă ca să am un surplus caloric și este foarte rapid. Pur și simplu iei, pui în shake și e băut. Apoi, următoarele suplimente cu care ar fi trebuit să încep înaintea lor, pe care le consider cele mai importante, fără de care nu are rost să-ți cumperi niciun alt supliment. Sunt omega-3 și multivitaminele. Acestea le iau în fiecare zi, în rutina de dimineață, după ce mănânc.
undeva la două capsule de multivitamine și două capsule de omega 3. Pe omega 3 îl consider mult mai important decât multivitaminele, pentru că din câte am observat și sunt 100% sigur, un procent foarte mare din populație are deficit de omega, pentru că sunt 100% sigur că nu toată lumea consumă în fiecare zi pește. Eu nu consum în fiecare zi pește. Alte surse de omega ar mai putea fi din nuci, alune, alea că le consum destul de des, dar vreau să fiu 100% sigur că mi-ating aportul de omega 3, mai apoi multivitamine. Sunt zile în care mănânc foarte multe legume și fructe, zile în care mănânc mai deloc și tocmai de aceea trebuie să fiu sigur, mai ales în această perioadă în care am nevoie ca imunitatea mea să fie cât mai sus. Trecem la următorul supliment. Mai iau și pre-workout, bine, probabil o dată pe săptămână înainte de antrenamentul de push pe care o să urmeze acum luni. Și sincer, chiar abia aștept o dată să înceapă, pentru că de o săptămână jumate iar am fost accidentat cu încheietura și n-am putut să fac absolut nimic. Următorul supliment pe care continui să-l iau este BCAA. Din câte am observat, cred că și în story-urile de pe Instagram, de obicei îl iau rutina de dimineață. Multe persoane zic că e bine să-l iei înainte de antrenament, după antrenament. Și eu, în timp ce am antrenament, fac chestia asta, dar în zilele în care nu am, prefer să-l iau de dimineață. Iar mai apoi, ultimul supliment este glutamina. Chiar dacă nu mai am antrenamente chiar atât de intense și nu mai elimin chiar atât de multe rezerve de glutamină în timpul antrenamentelor, tot consider că aș avea nevoie de suplimentul ăsta, pentru că mă ajută să mă recuperez mult mai rapid. Iar ultimul lucru pe care mi l-aș dori ar fi să pierd masă musculară. Acum urmează rutina. Probabil acesta este cel mai neinteresant subpunct al videoclipului. Probabil nu te interesează. Hai să zic cam cum o să arate ziua mea. Deci mă trezesc undeva pe la ora 8, îmi fac rutina de dimineață, o oră, oră jumate. În rutina de dimineață încerc să am cât mai multe obiceiuri de dezvoltare personală, mai exact să meditez, nu mi-ating deloc telefonul. Oricum, dacă vrei să vezi rutina mea de dimineață, am postat un videoclip, i-am lăsat și acestuia link-ul mai jos în descriere, sau cred că am să-l pun și chiar aici sus, undeva pe aici sau pe aici. După ce termin rutina de dimineață, îmi fac antrenamentul pe care l-am, fie mă duc la Bejan și îmi fac antrenamentul, fie îl fac acasă. Mai apoi, când ajung, mănânc, fac un duș și încep să mă apuc de lucrurile pe care le-am de făcut. În perioada asta am de învățat prioritar pentru BAC, iar mai apoi o să fac planuri alimentare, mă ocup de conținutul afacerii online. Mai apoi, pe seară, încerc să mă relaxez puțin, iar mai apoi, înainte de somn, probabil citesc ceva, oriceva legat de dezvoltare personală, ori financiară, ori diferite principii legate de alimentație și de nutriție. Mai apoi am rutina de seară și s-a terminat o zi din carantină. Cam așa arată toate zilele, mai puțin zilele în care am școală și școala îmi dă toate lucrurile peste cap și pur și simplu nu mai am chef de absolut nimic după o zi de școală. Cam acesta a fost și videoclipul de astăzi. Sper să te ajute foarte mult. Chiar îmi doresc din tot sufletul să nu renunți chiar și în această perioadă grea în care nu poți să ai acces la sală. Asta nu înseamnă că nu trebuie în continuare să ai un stil de viață sănătos. Dacă vrei să ai inspirație zilnică, intră la mine pe Instagram, intră pe TikTok. Eu sunt mereu acolo activ. Poți să te inspiri prin ceea ce fac zilnic, poate chiar să te motivezi prin faptul că am să postez lucruri legate de alimentație, lucruri legate de fitness și mai nou încep să postez și despre motivație. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Ne vedem data viitoare!